În satul Șopotul Vechi din județul Caraș-Severin, un fost dascăl îndrăgostit iremediabil de ținuturile care i-au devenit acasă în urmă cu 10 de ani și-a transformat propria locuință în muzeu. Colecția de arheologie și etnologie a lui Gheorghe Rancu numără peste 3.000 de obiecte, toate aparținând exclusiv zonei etnofolclorice Valea Almăjului. Șopotul Vechi, un sat pierdut prin Valea Almăjului în sudul Banatului. Aici, timp de peste 50 de ani, profesorul Gheorghe Rancu a adunat mii de obiecte, de la cioburi preistorice până la unelte din secolul 20, costume populare vechi, mașini de scris, manuscrise și cărți vechi. Mare parte sunt expuse în casa dascălului, transformată în muzeu. La ultimul inventar sunt peste 3.000, dar ele se înmulțesc în fiecare zi pentru că m-au obișnuit sătenii când găsesc ceva vechi și nefolositor să vină să-l pune pe treptele colecției afară și dimineața când mă trezesc, îl iau, îl curăț și îl așez la locul ce îi se cuvine. Cel mai vechi exponat și care a intrat deja în patrimoniu este o râșniță celtică, tronconică, pe care au solicitat-o mai multe muzee. Apoi sunt obiectele din epoca pietrei și tot așa cronologic până în epoca austriacă, când vitrinele gem de asemenea obiecte, artefacte care dovedesc existența omului pe aceste meleaguri. Localnicii sunt mândri de muzeul profesorului Gheorghe Rancu. Ce vedem aici, din păcate, nu mai întâlnim în ziua de astăzi. Domn profesor a avut grijă de toate lucrurile astea. Din păcate, generația noastră nu prea avem parte să mai vedem asemenea lucruri. Câte lucruri văd aici, domn profesor, m-a spus și dânsul, nu sunt prelucrate, sunt autentice, dar am rămas impresionat. Mi se pare că este un exemplu minunat și aș vrea să mai fiu oameni de genul ca domnul profesor. Minunat! Deci sunt lucruri foarte vechi, dar foarte frumoase, foarte importante pentru generația de astăzi. Pentru că generația de astăzi nu cred că mai apreciază, însă domnul profesor a făcut un efort și a adunat atâtea lucruri vechi, foarte vechi, cât cel costume populare, așa era o femeie tradițională din Valea Almăjului. Colecția conține și o serie de piese unicat. Este vorba de un vas roman descoperit la Drăgomireana cu tentă creștină, pentru că pe el sunt câteva oloză de viță de vie. Apoi sunt colecțiile de monede romane, de asemenea, care sunt monede romane imperiale descoperite în zonă și apoi câteva din cele mai importante artefacte din timpul Primului Război Mondial, un cufăr unui soldat și cele 147 de scrisori din Primul Război Mondial, toate din zona Almăjului. Muzeul este deschis tuturor celor care vor să vadă pe viu cum s-a scris istoria Văii Almăjului.